au fost inundate. Apa a pătruns în subsolurile blocurilor și în gospodăriile oamenilor. Mașini și animale au fost duse de ape. Apa a distrus șoselele din oraș, a avariat liniile telefonice și a dărâmat stâlpi de înaltă tensiune. Toată noaptea cugirul a fost în beznă. Un copil a fost electrocutat de un cablu care a căzut în apă. Copilul a fost imediat transportat la spital și salvat de medici. Ploaia torențială a inundat și un sat de lângă Cugir vinerea. Și aici gospodăriile țăranilor au fost distruse de furia apelor, iar oamenii și-au petrecut noaptea sub cerul liber de frica unui nou val de ape. Pagubele nu au putut fi evaluate până acum, dar autoritățile locale cred că este cel mai mare dezastru petrecut în zona Cugirului. Vom reveni cu un material amplu despre aceste inundații la știrile de la 19:30. De frică, sătenii și-au părăsit casele și s-au refugiat pe dealuri, unde au stat toată noaptea. În Alba, furtuna s-a abătut asupra satului Dobra din comuna Șugag. În câteva ore, ploaia torențială, grindina și vântul puternic au transformat satul. 75 de case au fost inundate și alte 7 au fost îngropate sub un munte de piatră. Apele au luat câteva mașini și grajdurile cu animale cu tot. Sătenii au fugit care încotro. Nu am putut recupera nimica. Uitați numai cât sunt acolo, pe lângă vale. Câte-i pe mine, uitați o pălărie rea. Copiii ne-au fost în casă singuri, când a început ploaia, au fugit pe coastă. Am fugit pe coastă, la deal. Dacă nu toți bine muream. Satul este aproape izolat. Apele dezlănțuite au scos copaci din rădăcină, au blocat drumurile și au rupt podețele. În satele clujene, Mărgău și Călățele, potopul a început ieri după amiază și în câteva minute, pe drumuri, apa a atins un metru înălțime.